Olga mergea îngândurată pe stradă, iar recenția lua dosarul de la universitate din cauza că, la moment, un astfel de răsfăț nu e pe buzunarul său. Acum are alte griji, trebuie să se gândească de unde să ia bani pentru mâncare și achitarea facturilor. Totul se întâmpla din cauza că mama sa a decedat brusc. Mama muncea din greu dorind ca fata ei să primească o educație decentă și să-și găsească locul în viață. Marina, mama lui Olga, de mulți ani o întreținea singură. Femeia a rămas văduvă de vreme și după moartea soțului a simțit pe propria piele lovitura dură a sorții, din cauza că deloc nu era adaptată la o asemenea viață. Nu avea educație și experiență de lucru. Mereu avea susținere din partea bărbatului și credea că așa va fi mereu. Marina își dorea mult să-i ofere fiicei un viitor fericit, de aceea s-a angajat la fabrică. Lucra în două schimburi și făcea tot posibilul ca Olga să nu o ducă lipsă de nimic, iar după absolvirea școlii să fie admisă la o universitate prestigioasă. Însă, în una din zile, inima sa s-a oprit. Olga a rămas de una singură, fără sprijinul omului drag, în sărăcie și disperare completă. Decizia de a lăsa universitatea nu a fost ușoară. Ea înțelegea că trădează visul mamei sale și a jurat că obligatoriu va câștiga bani și va continua să învețe. Totuși, unde să câștige acești bani? Olga nu știa. Trecând pe lângă un restaurant luxos, s-a oprit brusc, văzând pe oglinda mare și frumoasă un anunț în care scria că se angajează chelnerițe. Fără a se gândi mult, a intrat în interior. Directorul sever de la început a avut o atitudine sceptică față de ea pentru că era destul de tânără, fără experiență de muncă. Însă, evoluând aspectul său atrăgător și dorința arzătoare de a lucra, a fost de acord să o angajeze pentru o perioadă de probă. Dumitru chiar a fost impresionat de istoria sa tristă și că ea recent și-a îngropat mama. A rămas singură fără surse de existență. El a decis să-i ofere o șansă acestei fete simple, dar foarte simpatice. Mâine să ieși la lucru. Fetele de la început îți vor povesti totul, îți vor ajuta în toate, iar după am să te urmăresc și am să iau în calcul toate momentele, chiar și fiecare farfurie spartă, a zis el la final. Olga era extrem de fericită că totul s-a aranjat atât de bine. Practic, în prima zi de căutări a găsit un job. Colectivul e bun, se pare că viața capătă culoare. A doua zi a început să lucreze. Destul de rapid învăța totul și deja peste câteva ore i s-a permis să deservească independent următorul client. În acel moment, lângă restaurant s-a oprit un SUV luxos. Portarul s-a repezit imediat să deschidă ușa mașinii, pentru că în localul lor mereu erau bucuroși de asemenea oaspeți scumpi. Din automobil a ieșit un bărbat înalt și nu foarte tânăr. Salutare, domnule Alexei, a spus portarul bucuros, deschizând în fața sa ușa. Bărbatul a intrat impunător în restaurant, s-a așezat la masa pregătită în special pentru el. Hai, e rândul tău. Acesta e clientul nostru permanent, o persoană foarte bogată, mereu lasă mult bacșiș. Încă și e singur. Apropo, e tare lacom la fete tinere, poate că și viitorul îți vei asigura. Îmi vei mulțumi mai târziu. Georgiana a împins-o pe Olga înainte. Un pic jenată, Olga s-a apropiat de client și, salutându-l, i-a pus în față meniul. Alexei a încremenit privind atent chelnerița nouă. Bărbatul a închis pe un moment ochii. Olga i-a adus aminte de soția sa, prima și unica sa dragoste care l-a lăsat chiar înainte de nuntă, fugind în căutarea unei vieți frumoase cu o persoană nu foarte tânără și avută. Alexei mult timp nu își putea reveni din șoc și de atunci urăște toate femeile, crezând că toate sunt mercantile și se gândesc cum mai repede să se căsătorească cu unul bogat. Desigur că fiind student, tânăr și sărac, pe acele timpuri el nu putea propune nimic alesei inimii sale în afară de dragoste. Peste ani, afacerile lui Alexei s-au dezvoltat rapid. El era cea mai bogată persoană din oraș, proprietarul unei rețele mari de farmacii și supermarketuri. Însă, unica de ce ducea lipsă e o familie și dragoste. Bărbatul la fel de mult ura femeile din tot sufletul, se răzbuna cum putea, juca festa cu soarta lor și le făcea nefericite. Câte inimi el afrânt era de nenumărat, însă îl durea inima lui proprie. El până acum iubea prima sa femeie, la fel de mult, însă nu o putea ierta. Însă chelnerița nouă pe care el nu a văzut-o până acum era copia sa. Ea la sigur îmi va aparține, iar după va plăti, cum au făcut-o și celelalte, s-a gândit el și a strâns pumnul. Nouă pe aici, ești simpatică, poate stai alături de mine, bem câte un cocktail, după facem o plimbare prin orașul nocturn. Promit, îți va plăcea, a zâmbit și el.
Olga a rămas șocată de la o asemenea propunere. Cum își permite acest tip îndrăzneț și încrezut în sine să se comporte cu ea? Poate că e chelneriță, însă nu i-a dat niciun motiv ca el să se comporte așa. Mă scuzați, dar asta nu ni se permite. Eu mă aflu la locul de muncă și, în general, nu intenționez să mă plimb cu dumneavoastră, nici prin oraș, nici prin sat, a răspuns ea brusc. Nu fi și tu așa speriată. Pe mine mă cunoaște tot orașul și, crede-mă, nu-ți va fi nimic dacă azi vei petrece ziua cu mine. Eu aș spune invers, îți vor mulțumi. Eu voi discuta personal cu directorul tău ca să-ți dea un bacșiș bun. Bărbatul a râs destul de tare, privind-o ca pe un lucru ieftin în ochi. Mă scuzați, dacă nu comandați nimic, eu merg să lucrez, a răspuns chelnerița și a pornit spre bar. Ce te-ai umflat ca un curcan? I-a spus Georgiana. Se pare că în situația ta e o prostie să nu te folosești de moment sau îți ridici prețul. În zadar, poți să-ți pierzi șansa. În general, eu pentru prima dată văd ca domnul Alexei să coboare la nivelul unei chelnerițe. Georgiana, haide te rog să terminăm discuția. E de vârstă cu bunicul meu. Eu mă respect și mai bine voi mătura străzile decât voi avea relații pentru bani, s-a indignat Olga. Ești o prostuță mică. El e foarte bogat. Trăiește singur într-o casă mare, nici soție, nici copii. Vine deseori la noi cu diferite femei pe care se pare că le schimbă ca ciorapii. Dacă erai mai deșteaptă și șiriată, ai putea să-l îndrăgostești în tine, să te căsătorești și să te scalzi în lux și nu să lucrezi chelnerița. Olga a dat de mână și a spus că nu are ce vorbi cu Georgiana și a mers să-și caute de treabă. Ea înțelegea bine că astfel de propuneri de la vizitatori încrezut în sine încă vor fi și nu doar odată, astfel a decis să nu accepte o astfel de ofertă murdară, ci să lucreze cinstit ca să aibă posibilitatea să supraviețuiască în această lume crudă, să câștige bani și să-și continue studiile, însă, din păcate, Alexei nu a lăsat-o pur și simplu. Se pare că frumoasa inaccesibilă l-a atins cu adevărat, pentru că de potrivă, toate femeile din oraș singure încercau să se apropie de el, încercând să se căsătorească cu dânsul. Alexei și-a pus ca scop să câștige încrederea acestei fete mândre, însă după să se răzbune. Ea încă de 1000 de ori o să regrete că a îndrăznit să-l refuze, credeau ceilalți. Bărbatul nu o lăsa în pace, venea în fiecare zi la restaurant și se îmbăta până când cădea. Uneori, cu forța încerca să o ducă la automobilul său. Nu avea cine să o apere, nimeni nu se punea contra lui. O persoană atât de influentă. Ea înțelegea că va fi nevoită să se concedieze, știa că el nu-i va permite să lucreze liniștită. Odată când a venit seara la lucru, Olga a remarcat că automobilul admiratorului neputincios nu este. A alergat rapid prin restaurant și a dat peste Georgiana. Salut, te cheamă directorul în cabinet, a spus colega sa cu o tonalitate mai ciudată. Simțind că ceva nu e bine, Olga s-a ridicat sus, directorul a privit-o supărat și i-a arătat să se așeze. A așteptat până când ea era pe scaun și a început o discuție neplăcută. Olga, când te-am angajat la noi, chiar m-am gândit că ești într-o situație complicată. Am crezut în tine, te-am luat pentru o perioadă de probă. Tu nu aveai nici experiență, nici stagiu. Chiar dacă asta nu intră în regulile mele, iar tu ce ai făcut? Ne-ai creat doar probleme. S-a adeverit că ești un om mincinos. Până a venit tu, noi am avut un colectiv minunat și prietenos, unde toți îl susțineau unul pe altul și lucrau onest. Ieri am făcut un audit și am văzut că lipsește o sumă mare de bani. O parte din bani au fost găsiți în dulap. Georgiana nu mai are încredere în tine ca și mine. De la început bănuia că ceva nu-i bine, de aceea îți propun să întorci suma de bani și să te car de aici. Nu avem nevoie de hoațe, bine că poliția nu am sunat, a început a striga directorul. Olga a început a plânge din cauza unei acuzații atât de grave, ea nu era vinovată și nu înțelegea despre ce bani el vorbește. Domnule director, jur cu amintirea părinților mei decedați că niciodată în viață nu am luat nimic ce nu mi-aparține. Eu nu am luat banii restaurantului. Îți ajunge să plângi, pe mine cu asta nu mă iei. Știi câte am văzut ca tine. Dacă negi, înseamnă că la sigur ai reușit să cheltui deja acești bani. Totuși eu nu sunt un monstru ca și tine și îți voi oferi posibilitatea să lucrezi ca să achizi datoria. Vei lucra aici jumătate de an gratis pentru mâncare, ca să întorci banii, iar dacă nu, mă voi adresa la poliție. Fata a fost obligată să devină de facto un rob, deoarece ea se temea că poliția nu va face dreptate, ci pur și simplu o va condamna închizând ochii. De azi înainte, în fiecare zi,
viața s-a transformat într-un adevărat coșmar. Pe de o parte, colectivul Oura, deoarece toți o considerau o trădătoare și tâlhăriță, nici Georgiana, care i-a făcut farsa, nu mai vorbea cu ea. Pe de altă parte, Alexei, care așa și nu ceda să o cucerească pe Olga. Odată, fiindu-i tare dor de mama sa, Olga a decis să facă ordine în lucrurile ei. Fata a găsit o cutie mică, care nu a văzut-o anterior, și o scrisoară care a fost adresată lui Olga. Fata mea, dacă citești această scrisoare, înseamnă că cel mai probabil eu nu mai sunt vie. Iartă-mă că nu am avut curajul să mă destăinui anterior. Eu am încercat, însă nu am putut. Știu cât de mult ții la amintirile legate de tatăl tău. Problema e că tatăl nu e tatăl biologic. În acele timpuri, eu eram tânără și prostuță. Am lăsat prima mea dragoste, am plecat în oraș pentru o viață frumoasă după Toma. O persoană minunată, ne iubea mult, chiar dacă știa că nu ești fata lui. Deja ești matură și ai dreptul să știi adevărul despre tatăl tău adevărat. Numele său este Alexei Leahu. El este un businessman destul de cunoscut în orașul nostru, dar nu asta e ideea. Eu doar vreau ca tu să știi că nu ești singură pe această lume. Ai un suflet pereche. Posibil că cândva vei avea greutăți sau probleme în viață. Adresează-te tatălui tău. Eu cred că el te va accepta și dacă asta se va întâmpla vreodată, să-ți cer pentru mine scuze. Eu știu că sunt cu adevărat vinovată față de Alexei, însă nu mai pot corecta nimic. Eu nu am putut întoarce timpul înapoi. Cu mâinile tremurătoare, Olga a pus scrisoarea pe masă și a început a plânge, ceea ce a aflat acum a șocat-o. Ea nu știa cum să procedeze din cauza că domnul Alexei trezea în ea doar sentimentul de dezgust. Lui Olga îi era rușine. S-a adeverit că tatăl său adevărat nu este un om bun. Nu, mama, niciodată nu-l voi ruga să mă ajute, nici nu am să-l numesc tată. Eu nu am nevoie de el, eu am un singur tată, numele său este Toma, iartă-mă, a șoptit Olga, privind poza mamei sale. În ziua următoare, ca de obicei, domnul Alexei a venit la restaurant. Astăzi era sumbru, bea singur la masa lui, doar uneori o privea pe Olga cu rău. Peste câteva ore, clătindu-se, s-a apropiat de bar, lângă care stătea Olga. Eu te cumpăr, toți ați auzit, a strigat acest bărbat și a aruncat multe bancnote de dolari. El arunca cu bani mulți peste bar, strigând că în această lume totul se cumpără și vinde cu bani și Olga nu e o excepție. Ea a rămas șocată de un asemenea comportament și atunci nu a mai rezistat și a spus: tată, tu vrei să-ți cumperi propria fică? Toată sala a înmuțit. Privindu-i pe Alexei și Olga, nimeni nu a văzut un asemenea concert în acest restaurant. Bărbatul a tăcut și privind-o pe fica sa, se uita îngândurat. Probabil în acest moment la el s-a întors rațiunea. Bâlbâindu-se a spus: tu ești fica mea? Da, domnule Alexei, sunt fica acelei femei. Ea a dezvăluit secretul. Îmi pare foarte rău că sunteți tatăl meu biologic și încă îmi pare bine că mama atunci a fugit de la un om ca dumneavoastră. Uitați de această discuție, eu niciodată nu am să vă consider tatăl meu. Eu am doar un singur tată care, din păcate, a decedat. Cu 10 ani urmă, plângea Olga fără a observa pe cineva în jurul său. Scuze, dar trebuie să discutăm. Hai să ne ducem de aici, a spus încet domnul Alexei. A pus mâna pe inimă și în următoarele clipe a căzut în genunchi. Ce se întâmplă aici? A strigat speriat directorul restaurantului, văzând una din cele mai influente persoane din oraș în genunchi în fața chelneriței sale. Nu mai avem ce discuta. Sper că după asta nu o să mă mai urmăriți. Domnule director, eu nu am să mai lucrez aici. Puteți chema poliția ca să mă condamne, a spus convingător Olga. Luându-și gentuța, a ieșit din restaurant. Ea a plâns toată noaptea. Îi era milă de părinții săi care au plecat din viață atât de devreme, lăsând-o singură în acea lume crudă și rea. Ea nu știa ce va fi mâine. Cel mai probabil directorul restaurantului va scrie o plângere la poliție pe numele său, iar Georgiana, cu mare plăcere, va da mărturii contra sa. Dimineață, cineva a bătut încet la ușa ei. Olga a șters lacrimile și a deschis ușa. Pe prag stătea domnul Alexei. Fața lui era tristă, ochii roșii relatau faptul că el nu a dormit toată noaptea. Dragă fică, te rog ascultă-mă, nu mă alunga, a spus el încet. Olga a privit mirată și a observat că în fața sa stă cu totul alt om. Acum are un chip de bărbat adevărat, nu mai seamănă cu o persoană arogantă și rea. El seamănă cu un câine bătut, alungat de acasă. Ea s-a dat la o parte ca să-i permită să intre. Eu am analizat totul o noapte întreagă, faptul că am o fică, tu ai spus ieri adevărul, a întrebat bărbatul. Olga i-a întins încet scrisoarea de la maica sa. Domnul Alexei a recunoscut imediat scrisoarea.
scrisul mamei sale, pe care a iubit-o toată viața. El până acum simte durere din cauza trădării. Mama ta își cere iertare, a spus el încet. Cât de greu mi-este să percep că ea nu mai e în viață. Dragă fică, iartă-mă, eu toată viața am iubit-o pe mama ta. Pentru ea am muncit mult ca să am totul ce am obținut la moment. Tot așteptam ca ea să afle cine am devenit și că o să se întoarcă la mine. După care am început a urî toate femeile și mă revărsam cum puteam. Acum am întors înapoi și am înțeles că nu am trăit viața corect. Din cauza că alături de mine nu este o femeie care mă iubește, însă odată cu apariția ta, viața mea a căpătat un sens. Eu am pentru cine trăi, dragă fică, te rog, nu mă alunga. Olga tăcea, nu știa ce să spună. Ea înțelegea în adâncul sufletului că el nu e vinovat. El a devenit o persoană atât de crudă din cauza mamei sale. Alexei a dat capul în jos și a mers spre ușă. Tată, hai să bem un ceai, a spus încet Olga, ștergându-și lacrimile. Îți mulțumesc, fiica mea, nici nu știi cât sunt de fericit, înțelegând că te am alături, a spus bărbatul, cuprinzând-o, cel mai scump și drag om. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!